Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem astăzi din nou în emisie și am alături de mine un invitat special. Avem un elev de data aceasta, Cosmin Andrei. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ai venit! Elevul nostru este clasa 12-a. Eu astăzi îi fac așa o primă prezentare, dar înainte de a începe efectiv emisiunea, pentru că o să fie o emisiune extraordinară, o să vedeți câte lucruri noi are acest elev. Pentru mine au fost deosebite aceste lucruri și înainte de emisie am primit un mesaj special pentru el. Bună ziua, doamnă! Cred că astăzi aveți interviu cu Andrei Cosmin, un fondator de nota 10. A fost elevul meu, un copil foarte bun la învățătură, ambițios, absorbea ca o sugativă informațiile pe care apoi le aplica în practică, de mic avea calități, de lider, foarte empatic, mare amator de lectură, un copil pentru care învățătorul a fost sfânt. Îl felicit pentru ceea ce a realizat, îi doresc succes la bacalaureat și la toate proiectele pe care le conduce. Cred că ți-ai dat seama, eu nu ți-am spus cine este, dar cred că ți-ai dat seama, este doamna ta, învățătoare, da? Este doamna Oanea Doina. Mulțumesc tare mult, doamna învățătoare, și pentru mesaj și pentru cuvintele atât de frumoase pe care le-a spus despre Andrei. Într-adevăr, este un elev deosebit și o să vedem astăzi ce lucruri frumoase a realizat. Mai am câteva mesaje și o să le mai citesc după aceea. Înainte și eu să mulțumesc pentru mesaj doamnei învățătoare. Pe această cale o și salut. Mulțumim tare mult! Și să intrăm în miezul problemei. Cosmin, tu ești clasa 12-a, mai întâi la ce liceu și ce specializare? Sunt elev în clasa 12-a la liceul Teletic Dunărea, pe matematică informatică, intensiv informatică. Wow! Deci îți place foarte mult informatica și nu degeaba te întreb acest lucru, pentru că am văzut că majoritatea proiectelor tale pe care le-ai implementat de câțiva ani de zile în Galați, în comunitatea tinerilor și nu numai, o să vedem imediat, se bazează pe informatică. Reprezintă o organizație foarte frumoasă. Eu am crezut că este doar, din punctul meu de vedere, la nivel regional, dar este o organizație la nivel național. Și tu ești președintele acestei organizații. Felicitări, Cosmin. Cosmin este numele tău mic, o să spun Cosmin. Bun. Ce organizație? Dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre ea și când a luat ființă. Sigur. Astăzi reprezint Comitatea Unită în România. În curând vrem să ne dezvoltăm și la nivel internațional. Da. Așa. Noi am luat ființă pe 1 iulie 2019 la inițiativa mea și a unei prietene care momentan s-a mutat temporar în Germania. Ideea noastră de bază a fost o platformă educațională pentru tinerii liceeni care doresc să aprofundeze mai mult în zona aceasta a informaticii, a limbilor străine. Și cumva de la această idee de bază noi am plecat spre organizație mai întâi locală, la nivel de Galați și mai apoi la nivel național, pentru că am observat că nu există tineri care să activeze în zona aceasta și am considerat că este cazul să luăm acțiune. Noi avem două sectoare foarte importante, două secțiuni așa în care activăm. Prima este cea de educație digitală, care adesea în ultimul timp se confundă cu școala online, dar vom discuta despre acest lucru în clipele următoare. Și zona de voluntariat în rândul tinerilor și implicare în comunitate, pentru că am observat că este nevoie de o digitalizare și a acestui sector. Cumva ne bazăm activitatea pe zona de digitalizare a României. Am înțeles. Foarte mare aspirație este aceasta. Ce mi-a plăcut cel mai mult? În 2019. Și știm că în 2020 noi am intrat cu toții, da, în această situație de urgență, în pandemie, în online. În 2019 tu te-ai gândit la ideea de a digitaliza educația din România. Să știi că am avut și eu această idee, din păcate noi am mai îmbătrânit și n-am putut să facem mare lucru. Dar este o idee extraordinară la ceea ce v-ați gândit voi și ați construit începând cu 2019. Am văzut că ați construit câteva soluții digitale gratuite pentru elevi. Normal, educația trebuie să fie gratuită pentru toți copiii. Ați organizat și ați făcut diverse manifestări, diverse evenimente de promovare a conceptului despre educația digitală. Toate acestea cred că au produs o schimbare. Cea mai mare schimbare a fost începând cu 2020, pentru că majoritatea, dacă nu chiar toate școlile din România, știm că sunt digitalizate, copiii sunt și nativ digitali.
lucrează cu calculatorul și noi ca profesori lucrăm cu calculatorul din ce în ce mai mult și este foarte bine, pentru că este o nouă societate și sigur viitorul de mâine nu va fi ca cel de astăzi. Sperăm să fie mai bine. Ați făcut foarte multe în sectoarele de voluntariat și cred că în fiecare an v-ați dezvoltat. Nu e mult, da? Sunt câțiva ani. Cum ți se pare așa după, din 2019 până în 2022 când noi discutăm astăzi? În primul rând, aș dori să spun telespectatorilor faptul că 2020, chiar dacă a reprezentat un an dificil, de fapt a fost o mare evoluție pentru țara noastră. Din ce motiv? Din motivul, din faptul că noi cumva am transferat educația într-un format digital foarte rapid, a trebuit să ne adaptăm la acest lucru și cumva ne-a dat și nouă ca organizație un boost de a ne dezvolta. Mai ales că acest concept nu prea era la noi în țară întâlnit, mai mult în afară. Da. Cumva, ca să spun așa, eu de acum 5 ani am avut o idee pe zona asta de educație digitală, tot așa pe o zonă de platformă educațională online, cu concursuri digitale, cu tot felul de lecții și pregătiri pentru examenele naționale. Și cumva eram atunci în clasa a 7-a, dacă nu greșesc, da. Dacă mai țin bine minte, ceea ce a fost un nou și pentru mine. Și cumva asta a pornit dorința de a avea organizații în zona asta. Evoluția, zic eu, că a fost una frumoasă, chiar dacă voluntariatul m-a căutat pe mine, nu eu pe el. Eu am început să fac voluntariat odată cu înființarea organizației. Eu până atunci nu știam ce înseamnă voluntariatul, ce înseamnă organizație, ce înseamnă să fii lider și cumva m-am format singur cu tot felul de cursuri de pe internet sau în funcție de alte organizații în care am mai activat. Tocmai de asta te-am adus astăzi la noi în emisiune, pentru că ești un model. Un model pentru tineri, pentru elevi, dar și pentru adulți, aș spune. 2017, da? Înseamnă că acum 5 ani, da? Când tu ai avut această idee de a digitaliza educația, erai înainte de examenul de testare națională de clasa 8-a și ai avut această idee. Și este foarte bine. În 2019 a luat ființă această organizație, ONEDU. De la ce, m-am gândit să știți și n-am ajuns la niciun răspuns, de la ce provine, de la ce cuvinte ar proveni ONEDU România? Numele a venit de la Online Education, pentru că inițial era numele platformei pe care doream să o facem. Foarte frumos, da, interesant. O să mai auzim despre ONEDU România și o să te mai avem invitat și în alte emisiuni. Bun, am înțeles că sunt 3 centre pentru educație. Dacă poți să ne spui așa că doar unul ar fi voluntariat, nu? Unul se ocupă de advocacy și unul pentru educație digitală. Despre ele ce ne poți spune? Da, anul acesta a venit cu un nou, cu o chestie modernă la noi în organizație. Am înființat semnificativ aceste 3 centre, Centrul pentru Educație Digitală, unde aici dorim să creăm un hub de educație digitală. Așa cum vedem la marile companii, cu un singur cont ne conectăm la foarte multe resurse și aplicații pentru educația digitală. Așa dorim și noi să facem un cont, vă creați un cont și intrați pe tot felul de resurse de educație. De la pregătire pentru examenele naționale până la catalogul electronic, feedback anonim către profesori și multe alte idei pe care le avem și pe care trebuie să le implementăm în colaborare cu Ministerul Educației pentru a putea fi eficiente. Da, feedback anonim pentru profesor, ai spus, da. Pentru că acum se dorește în educație să se transmită un feedback al elevilor către profesori, dar nu anonim neapărat. Foarte interesante ideile, mi-a plăcut ideea de hub de educație, adică vrei să faci din Galați sau din România un hub al educației. Este extraordinar. Mie mi se pare foarte greu, dar pentru vârsta ta, nu. Cred că nu. Te văd așa foarte entuziasmat. Fenomenul de digitalizare cuprinde foarte multe și implică foarte multe resurse, atât materiale, dar mai ales umane. Nu ești singur în organizația asta, din ce mi-ai spus. Nu. Suntem la nivel național aproximativ 100 de persoane, de tineri. Și toată această energie și toate aceste resurse vin de la societatea civilă, adică de la tineri în special, dar nu numai, am avut și profesori care au dorit să se implice și ne-au ajutat.
și programatori din zona IT, dar și companii și antreprenori care au finanțat activitatea noastră. Și cumva acest lucru contează și ne ajută pe noi, pentru că noi singur nu, și eu de unul singur nu aș putea să fac toate ideile pe care ne le-am propus. Am înțeles. Deci voi sunteți voluntari, dar mijloacele sau materialele mai sunt asigurate normal pe calea voluntariatului și de anumite firme. Da, sperăm să investească cât mai mulți, eventual și autoritățile locale, pentru că este o plusvaloare pentru Galați. Aveți un centru de voluntariat și aici te-aș întreba dacă voluntarii sunt tot elevi din zona de liceu sau pot să vină și cei de gimnaziu, pentru că poate ne privesc și la televizor și online pe YouTube, poate ne privesc și copiii care sunt în zona aceasta a gimnaziului. Centrul pentru voluntariat a pornit dintr-o idee de hub de voluntariat, cumva tot așa, în primul rând să digitalizăm zona voluntariatului prin instrumente de management mai eficiente pentru organizații în mod gratuit, dar și prin promovarea oportunităților la nivel local. Ce facem noi mai mult este să promovăm spre tineri și nu numai, chiar dacă punem de obicei accent pe tineri, pentru că și noi suntem tineri. Să punem accent pe promovarea oportunităților la nivel local. De aceea ne propunem ca pe viitor să înființăm centre locale de voluntariat în fiecare județ din țară, care să ducă misiunea de voluntariat mai departe. Mai ales că am observat că de când a început anul pandemic a început să scadă și numărul de voluntari la nivel național. Cel puțin asta este opinia noastră din ce am mai discutat. În prezent, din păcate, nu există o statistică la nivel național. Ne dorim să facem acest lucru prin centru de voluntari și cumva să readucem tinerii în zona asta de implicare în comunitate și nu numai. Oricum, în România, voluntariatul nu era la loc de cinste, trebuie să recunoaștem că asta e, ne asumăm. Există multe centre, dar nu așa cum sunt cele din vestul Europei. Este o nișă, din nou, aveți mult de lucru, eu așa văd din afară și mă bucur că din urma noastră vin tineri atât de înflăcărați și cu mare dorință ca să schimbe ceva, pentru că orice pas pe care voi îl faceți în educație aduce o schimbare și este o schimbare în bine. Mai aveți un centru de advocacy, da? Dacă zic bine, și aici văd că v-ați întâlnit cu diverse personalități, să zic așa, din sfera educației ale statului român. Și nu numai, chiar și din zona voluntariatului, am înființat un centru pentru advocacy în care noi suntem în permanență legătură cu statul, pentru că dorim să participăm la toate deciziile care se iau în zona de educație digitală și voluntariat. Chiar avem în lucru o rezoluție pentru educația digitală și anume să propunem o serie de soluții digitale pentru statul român care ar trebui realizate în mod cât mai urgent, chiar și modificări legislative pentru legea educației naționale pe zona de educație digitală. Da, într-adevăr, am avut, spre exemplu, anul trecut o întâlnire cu domnul subsecretar de stat Tudor Oprea pe probleme de educație digitală și cum putem să colaborăm pe viitor pentru digitalizarea educației. De asemenea, am fost parte și din programul promotorii voluntariatului de la Secretariatul General al Guvernului, prin care am adus la o masă atât autoritățile locale, cât și organizațiile, pentru a pune pe masă toate problemele organizațiilor și cum pot instituțiile statului să sprijine. Foarte interesant și mă bucur că ați reușit ca să puneți la o masă, cum ai spus tu. Adică este destul de greu de adus diverse organizații, școli private, poate de stat, da? Educația care se face în diverse sfere sociale și tot să se așeze la o masă și să vadă unde sunt punctele slabe, unde sunt punctele benefice, o fel de analiză SWOT, cum îi spunem noi, da? Oportunitățile, amenințările, și ați luat câteva decizii importante
importante acolo. Sunteți abia la început, dar iată în câțiva ani de zile, 3-4 ani cât sunt, da? 3 ani, nu? Așa, aproape 3 ani, având în vedere și contextul pandemic, ați reușit și ați făcut foarte multe lucruri, o să le vedem imediat. Mi-a plăcut cum ai scris într-o prezentare că activitatea unei organizații este de fapt oglinda nevoilor societății. Eu cred că atunci când te-ai uitat în societatea românească, ai văzut foarte multe nevoi în educație. Și cred că pe fiecare nevoie, nu știu dacă se poate îndeplini oricare, dar pe fiecare nevoie din sfera educației vei avea câte un cuvânt de spus, ca să mă exprim așa mai rapid. Ce tipuri de acțiuni, Cosmin, ați făcut la nivel de Galați și la nivel de țară? Nu știu, m-aș gândi aici la câteva proiecte, evenimente mai mari. Avem și câteva filmulețe, fotografii. Așa, în mare, atelierele pe care le-ați făcut în țară, aș începe cu ele. Acel ABC, cum l-ai denumit tu. Te rog, Cosmin. Cumva atelierile de lucru Arond ABC au fost startul nostru pentru a realiza activități. Și anume, noi ne-am dorit să vedem ce nevoi sunt la nivel de țară, la nivel de Galați, la nivel de Brașov și Mureș, pentru a ști ce ar trebui noi să facem pe viitor. Am avut în jur de 150 de participanți la nivel național. Mulțumim de poze, da? Aici avem câteva. Da, aici, spre exemplu, această fotografie este de la Brașov. Iar aici cumva am dezbătut cele mai arzătoare probleme și s-au găsit și soluții chiar. Și este dovada vie a faptului că elevii și tinerii au soluții la probleme. Și cumva noi venim cu partea aceasta de creativitate în comunitate. Da, sunt ateliere de dezbatere, da? Sunt tare interesată, care a fost soluția la uniformă? Acum, dacă poți să ne dezvălui așa din culise. La uniformă, soluția era să fie o ținută simplă, de o culoare albastră sau albă și cumva în anumite zile elevii să poată să poarte ceva mult mai confortabil, să fie zile în care sunt ateliere de educație non-formală. Oricum, prin statutul elevului, elevii nu sunt neapărat obligați să poarte o anumită uniformă. Am înțeles. Eu sunt mai practică și de asta te întreb. Că așa discuții, toți discutăm, da? Toți vorbim despre educație, dar vreau să văd partea practică, adică efectiv ce se va implementa la nivel de țară, la nivel de județ, de școli și tot așa. Acel copil din elev, din clasa, din școala XYZ, da? Dacă va avea, va beneficia de aceste soluții atât de arzătoare pe care voi le găsiți, la care voi găsiți răspuns, să zicem așa, și conform legii educației. Ați avut câțiva parteneri, dintre care am avut și eu invitați de la Asociația Mă Bucur de Viață și mulțumim tare mult că văd că este implicată și în activitatea voastră, dar mai aveți câțiva parteneri, da? Poți să îi spui, deci nu e nicio problemă. Sigur, am avut parteneri în zona de printare, mai mult printeria și multiprint, care ne-au ajutat cu stickere pentru eveniment, invitații, afișe. Da, Asociația Mă Bucur de Viață este implicată în activitatea noastră și de când ne-am cunoscut ne sprijină constant acțiunile, mai ales că momentan urmează să înființăm un ONG și dumnealor ne ajută cu partea juridică. Și la evenimentul de la Galați ne-au pus la dispoziție locația. Da, da, îmi amintesc când ne-ai cerut un termometru, nu? Nu, acela a fost la Gala Educației. Gala Educației, exact despre ea discutăm acum. Foarte frumos și sperăm ca tot mai mulți parteneri care sunt oameni de afaceri, sunt firme care există în Galați și sunt foarte bine dezvoltați, dar nu numai în toată țara, să vină alături de voi, să vă sprijine. Aveți nevoie de cât mai mulți în această dezvoltare a educației. Bun, Gala Educației Galați 2020, nu știu cum ați desfășurat-o. Sunt foarte curioasă pentru că a fost un an destul de greu pentru toți și totuși ați făcut Gala Educației Gălățene. Te rog, Cosmin. Da, ca zic așa o informație din culise, noi când am aflat că se dau voie la evenimente, în două săptămâni am reușit să organizăm gala, ceea ce a fost un lucru șocant și pentru noi. Adică o săptămână cred că am stat doar în telefoane pentru avize și tot ce mai era necesar.
Gala Educației Gălățenei, care a fost amânată din martie în iulie, și am desfășurat-o cu o ocazie specială, zic eu, cu ocazia a împlinirii un an de activitate a organizației pe 1 iulie 2020. Am avut peste 100 de nominalizări, elevi, profesori, organizații, consilii școlare ale elevilor, proiecte în educație. Și cumva noi în ziua galei am lăsat la dispoziție comunității gălățene să voteze favoriții pe fiecare categorie și am avut peste 300 de voturi în total primite. Pentru a respecta normele COVID-19 am avut doar 50 de participanți, dar am fost și live pentru a putea participa cât mai multă lume și a fost de fapt un eveniment pilot pentru proiectul educațional pe care îl avem în vedere la nivel național, Gala Educației. Am înțeles. Am observat acolo, avem câteva imagini și filmulețul acesta, Binele în Educație. Este un proiect, starea de bine în educație, se dorește a fi implementat ca și proiect în toate școlile. Destul de greu, pentru că trebuie să ne adaptăm, trebuie să noi ca profesori să aducem o stare de bine în clasă, da? La firul ierbii, cum spun eu. Care a fost acest bine? Cum ați adus voi binele în Gala Educației? Am încercat să aducem cât mai multe persoane. Persoane care s-au implicat, s-au bucurat și de un moment artistic, de la diverse persoane. Dar am avut și speakeri în zona de educație, printre care amintesc de Alexandru Vlad, care ne-a povestit cum, de ce părinții ar trebui să-și lase copiii să se implice în voluntariat. Și cumva am adus după un an, mă rog, după o perioadă de, după starea de urgență, am reușit să aducem comunitatea gălățeană la un loc. Și da, vrem să mulțumim pe această cale și Consiliul Județean Galați, care ne-a sprijinit cu locația, Centrul Multicultural, Dunărea de Jos. A fost în aer liber, frumos, natură. Da, este un centru deosebit și este o locație foarte frumoasă și acolo în grădină chiar a fost foarte bine pentru voi, da? Binele în educație. Aceste imagini, da, vorbesc de la sine și au fost foarte mulți implicați. Da, mulțumim și noi, Consiliul Județean mereu este alături de educația și de educația din Galați, nu numai de proiectele care sunt, bineînțeles, pentru administrația județeană. Eu aș vrea să trec mai departe. Este un târg de voluntari, da, național cred că este acum, de voluntariat. Dar înainte de a vorbi de târgul acesta de voluntariat, aș vrea să îmi spui tu copiii care vin, elevii care vin la, în organizație, dacă li se face și acel contract de voluntariat. Știm că legea voluntariatului după clasa 10-a, da, pot să devină voluntari și să li se scrie acel contract, da, între cele două, doi parteneri, între organizația voastră și elev. Vreau să știu dacă și voi aveți astfel de contracte de voluntariat acolo, ca să fim transparenți, că așa ni se cere. Sigur. Transparență. Noi suntem destul de transparenți, zic eu, adică sperăm și tindem spre transparență, adică în viitor dorim să publicăm și rapoarte financiare lunare despre cum, modul în care cheltuim noi fondurile primite de la oameni. Da, toți voluntarii încheie contract de voluntariat cu noi pe legea 78 din 2014. Odată cu împlinirea 15 ani, tinerii pot să se alăture oricărei organizații cu acordul parental. Chiar am realizat un raport în zona asta pe legea voluntariatului, unde ne-au răspuns 288 de organizații și, din păcate, în România încă sunt 12% dintre respondenți care nu încheie contract de voluntariat, din păcate. Încercăm să promovăm respectarea legii voluntariatului, mai ales că se oferă și o recunoaștere pentru persoanele care fac voluntariat. Și tocmai de aceea, chiar prin hub-ul de voluntariat pe care dorim să-l facem și instrumentul de management, vom avea la dispoziție și un instrument pentru a putea genera contractele automat și mult mai simplu. Eu ți-aș mai citi un mesaj. Sigur. Pentru că mi-a plăcut enorm și acesta. Pe Cosmin și pe toți tinerii implicați ca el, îi dorim în țară. Avem nevoie de ei. Tot doamna ta învățătoare. Avem nevoie de tine, Cosmin, foarte mult în țară.
Și continuăm cu acest târg de voluntariat. A fost un târg, de fapt, un târg național de voluntariat, numai că nu s-a desfășurat datorită contextului pandemic în 2020 fizic, ci ați reușit totuși să-l desfășurați online. Cum a fost? Cum ați atras foarte multe persoane? Adică eu ce am văzut aici, numărul destul de mare în cadrul webinarilor și canalele de comunicare pe care le-ați avut. Da, am încercat, în fiecare an am încercat să fim cât mai buni spre, pe partea de promovare. Cumva ideea de târg a început în 2020, anul trecut am avut ediția a doua a târgului, tot în format online, unde am reușit să atragem în peste 2000 de participanți. În prima ediție am desfășurat live-uri cu mai multe organizații din același sector de activitate, iar în a doua ediție ne-am concentrat pe interviuri cu fiecare organizație în parte și am lansat și o platformă la nivel național prin care tinerii puteau discuta cu organizațiile printr-o funcție de chat și să vadă activități, ce beneficii oferă organizația respectivă. Ca să spun așa, ne-am bucurat și de sprijinul unui ambasador de al nostru, al unui elev în clasa a șaptea. Cumva a început pe drumul meu așa cu... Așa micuț, da? Da, da, da. Super. Și avem foarte mulți elevi și de gimnaziu care ne susțin în activitatea noastră cu tot Super. Ce pot. Foarte bine. Eu am văzut aici 8.000 de persoane în cadrul acestor webinarii. Cum ați reușit atât de mult să adunați? Din toată România, bineînțeles. Prin promovare pe rețele de socializare am reușit în stadiul inițial și cumva echipa, pentru că nu sunt doar eu care lucrez, corect. O întreagă echipă, a reușit să modereze webinariile în așa fel încât să atragă cât mai mulți participanți, grupurile de voluntariat și cumva a fost și un rezultat al faptului că tinerii, stând acasă în 2020, au dorit să se alăture în cât mai multe organizații. Da, aici eu sunt curioasă să spun așa o întrebare. Tinerii și elevii în general, pentru că au stat foarte mult timp în online și au fost și bolnavi și au avut și aceste probleme, da, în familie de sănătate, s-au cam îndepărtat unii de alții, adică e vorba de acea socializare pe care noi o știm. Totuși, în cadrul webinarilor, văzând la tine așa mare număr de persoane, de elevi care au participat, aș vrea să te întreb dacă sunt interesați elevii sau mai sunt acum în 2022 de voluntariat. Cum îi vezi după această perioadă care am avut-o de 2 ani aproximativ de COVID și pandemicul acesta și bineînțeles urgența și toate problemele din România? Mai sunt interesați de voluntariat? Da, tinerii mai sunt interesați de voluntariat. Însă trebuie să-i atragem din nou spre această zonă. Eu cred în tineri și cred că împreună cu școlile, cu Ministerul Educației și cu inspectoratele școlare putem să atragem din nou tinerii în zona voluntariatului. Bun, foarte bun și numărul de 8.000 pe mine m-a șocat, dar mă bucur tare mult că tot mai mulți tineri răspund pozitiv. Și poate se va termina și pandemia, că orice lucru are și un sfârșit, da, un început și un sfârșit, și atunci tinerii vor reveni și vor fi din nou alături de colegilor și vor socializa. Bun, Ziua Națională a Educației Digitale a fost pe 20 noiembrie, tot în anul minunat 2020. A fost tot live și ați discutat mai multe aspecte despre educația digitală. Care au fost așa concluziile? Da, am organizat o dezbatere la nivel național de timp de 4 ore. Inclusiv am avut o oră în cadrul live-ului în care am discutat cu elevi, profesori, părinți și am avut o dezbatere în timpul live-ului. Am încercat să atragem cât mai multe persoane din fiecare zonă, din elevi, studenți, activiști în educație, experți în educație și cumva ne-au povestit despre proiectele lor, despre cum putem noi să ne implicăm în zona aceasta și ce ar trebui să facem. Și spun eu că a fost o dezbatere destul de interesantă, cu multe rezultate. Și am văzut că ați declarat o lună, da, a educației digitale. Acum nu știu, ați declarat voi, este oficial declarat, cum este? Și ce lună?
Suntem încă în proces de a declara pe 20 noiembrie Ziua Națională a Educației Digitale. Chiar am propus o inițiativă legislativă în sensul acesta, iar Luna Educației Digitale este un proiect al organizației noastre care se desfășoară anual în luna noiembrie și ne dorim să atragem cât mai multe organizații și școli să organizeze activități în zona aceasta de educație digitală. În luna noiembrie, da. Și nu numai. Da, foarte interesant și sperăm să reușească acest proiect al vostru și să devină luna noiembrie, luna educației digitale. Ați avut și o gală COR, cred, Comunitatea ONEDU România, da? Ați organizat-o anul trecut, în 2021, cu ocazia aniversării a 2 ani de activitate. Unde ați organizat, care au fost partenerii și cum s-a desfășurat această gală? S-a desfășurat în București de data aceasta. Am dorit să fim și noi în capitală pentru a putea participa cât mai multe persoane. Am premiat și câteva persoane care s-au implicat în zona de educație digitală, dintre care am de doamna Mihaela Ciocan, doamna Raluca Bacinski, care are EasyBac, aplicația EasyBac. Și am desfășurat-o în cadrul Casei de Cultura Studenților din București. Prietenii noștri care ne-au pus la dispoziție spațiul. Aici am discutat despre ce am făcut pe parcursul celor 2 ani, ce planuri avem de viitor și cumva am sărbătorit acest moment. Am avut și un invitat din partea Ministerului Educației care a participat la evenimentul nostru. Înseamnă că aveți deschidere până la minister, da? Pentru că organizația voastră este în plin avânt și este plin așa de voluntari. Foarte frumos, bine că a participat un reprezentant al ministerului, nu știu care a fost feedback-ul lui, nu știu dacă v-a zis ceva la sfârșit sau nu, dar sunt sigură că feedback-ul a fost pozitiv, pentru că se vede că inclusiv până astăzi puteți să mergeți la minister și să vă expuneți proiectele, care se iau în seamă sau nu. Nu e nicio tragedie dacă nu, acum. Poate se vor lua în seamă mai încolo. Voi sunteți așa, ca picătura chinezească. Bun, mă bucur. Felicitări pentru acestea. Ați mai avut o activitate în sfera disciplinelor STEM, acum STEAM, că s-au mai schimbat, a introdus și arta din ce am văzut, și a fost Ozofan. Cred că era o programare cu roboții. La ce se referea Ozofanul acesta? Da, am desfășurat activitatea în cadrul școlii gimnaziale Grigore Moisel din Galați. Am avut 65 de elevi participați din clasele a treia și cumva i-am introdus în lumea aceasta a programării pentru a atrage viitori programatori și persoane care să creeze resurse educaționale digitale. Și cu sprijinul Meet & Code România, prin asociația, da, TechSoup, am reușit să achiziționăm și ozoboți pentru activități educaționale, atât în cadrul evenimentului, cât și la orele de curs din cadrul școlii. Da, trebuie să spunem că la toate aceste imagini avem drepturile de autor, sunt semnăturile părinților, le au la asociația ONEDU, da, România. La nivelul școlii. La nivelul există. Școlii, da, și nu e nicio problemă. Eu te-aș întreba, clasa a treia, viitor programator, cum? Mie mi se pare așa ceva destul de greu, pentru că programarea este un domeniu într-o altă sferă a cunoașterii noastre, cel puțin deocamdată, și nu toți au acces la programare și e dificilă. Dar clasa a treia, cum au primit? Totuși copiii văd foarte zâmbitori, interesați, chiar uitați acolo cel din dreapta, așa se gândește. Cum e programarea aceasta pentru începători, pentru clasa a treia? Cum... Ce feedback au avut ei? În primul rând au fost foarte fascinanți că activitatea a fost organizată împreună cu elevi, da, adică colegii ai lor, și a fost foarte fascinant de programare și de domeniul acesta. Cumva și-au dorit ca și pe viitor să mai aibă activități în zona aceasta de informatică. Am înțeles. În afară de școala Grigore Moisil, da, parcă așa ai spus și mulțumim doamnei director, a fost și dânsa invitată în emisiunea noastră într-o emisiune. Și în afară de această școală, v-ați gândit să extindeți și în alte școli, eventual în toate școlile gimnaziale și apoi în licee, astfel de activități?
Sigur, chiar avem un plan, două proiecte în care școlile sunt implicate. Primul este hub-ul educațional. Vom avea nevoie de sprijinul dumnealor pentru a putea implementa această platformă în unitățile de învățământ. Și al doilea este generația digitalizării, prin care dorim să promovăm educația digitală la o scară foarte largă de elevi și vom avea nevoie atât de unitățile de învățământ cât și de elevi care să se implice, să-i formăm să fie promotori ai educației digitale, ca mai apoi să-și formeze colegilor. Foarte frumos și sperăm că acești copii care ne urmăresc astăzi să fie viitorii programatori ai noștri și să nu plece din Galați, cum a spus și doamna învățătoare, să nu plece nici din România și să rămână să dezvolte aici toate proiectele pe care le au în minte. Bun, este și al treilea, da, advocacy. Ce grup de digitalizare a educației, la ce se referă această a treia digitalizare, să zic așa? Împreună cu alte organizații am solicitat Ministerul Educației să înființeze la nivelul instituției un grup de consultare pe zona de educație digitală, pentru că am considerat necesar ca organizațiile să vină în sprijinul Ministerului cu idei, mai ales că noi activăm în zona asta zi de zi, cu idei și cu soluții la problemele din zona educației digitale. Suntem încă în plin proces, să spunem așa, de realizare al obiectivului. Chiar există o idee a organizației noastre, Consiliul Național pentru Digitalizarea Educației, în care să facă parte cât mai multe organizații din România, pentru că contribuția fiecărei persoane și nu numai este foarte valoroasă din punctul nostru de vedere. În afară de Ministerul Cercetării, aș numi și ceilalți, pentru că sunt asociații care vă ajută și v-au ajutat la această întrunire. Asociația Țara Tinerilor Uniți, Coaliția pentru Educație Digitală, Fundația Autonom, Fundația Dreptul la Educație și chiar sindicate din învățământ care v-au ajutat și alte organizații non-profit. Foarte frumos, cred că a fost un climat educațional acolo destul de interesant și fezabil, așa să spun, și chiar este un exemplu de bune practici pentru noi toți. Ați spus educația sub brad. Ce a însemnat această, nu știu, acțiune, activitate pe care ați făcut-o, cred că de Crăciun sau în preajma zilelor de Crăciun, în Galați? Și nu numai. Da. Am adunat din partea elevilor din toate colțurile țării, am adunat probleme și plângerile, de fapt, ale elevilor, pentru că am considerat că trebuie și Ministerul Educației să le asculte. Pentru că cumva am simțit puțin ignoranță în zona aceasta. Am luat toate nemulțumirile, scrisori scrise de elevi, le-am pus în cutie de cadou, atât pentru Guvernul României cât și pentru Ministerul Educației. Și aceasta e cutia? Da. Mulțumim. Și le-am transmis, mă rog, n-am reușit chiar să intrăm în instituție să le punem sub brad, așa cum ne-am fi dorit, dar le-am transmis la fiecare instituție în parte și am avut parteneri Asociația Mereu pentru Educație. Am înțeles. Sincer, prima dată eu nu am știut, am văzut poza, am văzut Ministerul Educației acolo în spate și am crezut că este un cadou din partea tinerilor către cei care se ocupă, nu știu, de educația în România. Nu am crezut că în acea cutie atât de mare pot să fie toate doleanțele elevilor. Aș vrea acum, nu știu, să te întreb dacă ți-ai notat câte ceva sau ai reținut câteva din doleanțe. Foarte interesant și chiar eu nu știu dacă vor fi sau nu puse în practică, aici ține de autoritățile ministeriale, dar ar fi foarte interesant într-o altă emisiune să ne spui câteva din dorințele tinerilor, elevilor din România. Dar dacă ai acum așa în mare, care ar fi dorințele lor? În primul rând doresc profesori mult mai bine pregătiți în zona de educație digitală, pentru că au întâmpinat foarte multe probleme în timpul școlii online. Doresc resurse digitale gratuite, adică biblioteca de e-learning pe care știm că de 12 ani o așteptăm cu toții. Și își doresc platforme adaptate sistemului educațional din România, nu din alte state. Am înțeles, da, trei lucruri foarte greu de îndeplinit, dar
în același timp de necesitate maximă. Da, într-adevăr, platformele sunt din străinătate, sunt foarte bine făcute, chiar din Republica Moldova. Am observat, sunt cu mult înaintea noastră, din păcate, dar se poate și la noi. De ce nu? Mai ales cu tineri ca voi, da? Pentru că voi, dacă vă implicați, eu sunt sigură că toate aceste trei și nu numai, toată cutia aceea așa, atât de mare, va fi rezolvată și toate inițiativele prezentate acolo vor fi puse în practică. Eu sunt sigură și am, nu știu cum să spun, o siguranță maximă și am o încredere foarte mare în tineret. Noi deja trecând în a doua parte a vârstei, da, am o încredere enormă în voi și vă îndrum ca să continuați, să mai aduceți astfel de cadouri. Te aștept într-o emisiune special cu un astfel de cadou, în ghilimele. Raportul privind implementarea legii voluntariatului în România, ai spus câteva cuvinte despre el, dar aș vrea să te întreb cam câte organizații, dacă știi, la nivel de țară, așa în mare, sunt non-guvernamentale. Nu știu, a fost un sondaj, cred, care l-ați făcut, pentru că nu sunt sondaje astfel de sondaje în România, încă nu se știe, după cum ai spus, multe lucruri despre voluntariat, nici elevii nu știu. Așa, în mare, o să discutăm poate într-o emisiune separată despre voluntariat, pentru că e mare nevoie, după cum ai spus, dar așa, câteva cuvinte, dacă ne poți explica acest raport. Sigur, a fost unul dintre primele noastre rapoarte pe care le-am făcut, să spunem așa, într-un mod oficial și cu statistici clare pe hârtie. Am reușit să atragem peste 280 de organizații să completeze acest formular. Din păcate, în momentul de față, la nivel național, nu știm câte organizații non-guvernamentale sunt active, pentru că sunt foarte multe înființate, însă nu mai sunt toate active. Și cumva am pus întrebări legate de încheierea contractelor de voluntariat, de formarea voluntarilor, de anexele care se încheie la contractul de voluntariat și toate organizațiile care au completat. Am încercat să încurajăm chiar să încheie și să ceară sprijinul, pentru că există organizații la nivel național care chiar sprijină alte organizații non-guvernamentale să respecte legea voluntariatului. Cu toții ne dorim o nouă lege a voluntariatului și cumva aceasta a fost baza pentru un viitor pachet legislativ pe care dorim să îl realizăm din partea tinerilor privind modificarea legii voluntariatului, mai ales poate reuși să includem și ceva pe zona de digitalizare. Și am lansat raportul în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Am înțeles. Au câteva nereguli din ce mi-ai transmis, în afară de absența contractului de voluntariat, din păcate și neefectuarea instructajului SSM și mai sunt câteva. Dar vorbim de lucruri frumoase, este de bun augur acest raport, pentru că face așa o radiografie asupra voluntariatului din România și dacă este la nivel național și voi puteți să propuneți o lege sau schimbare sau nu știu, altceva, da? În legea voluntariatului din România, atunci este bine pentru toți partenerii implicați. Bun. Campanii pentru fonduri. Aveți câteva campanii. În acest scurt timp de când activați, din 2019, v-ați implicat și în campanii pentru obținerea anumitor fonduri. Care au fost și un feedback așa al lor? Am participat în calitate de cauză la Semi-Maraton Galați 2020. Da. Așa. A fost un an dificil și cumva s-a desfășurat acest semi-maraton în format virtual, ca să spun așa. Alergătorii își înregistrau procesul și îl trimiteau Fundației Comunitare Galați. Am avut chiar și un alergător de 5 ani, o fetiță de 5 ani care a alergat pentru educație, unde am reușit să strângem peste 1800 de lei pentru platforma FIDE10, instrumentul nostru de management educațional pe care dorim să îl construim. Da, ce înseamnă această platformă FIDE10? Și 1800, mie mi se pare o sumă mică pentru o platformă educațională.
Nu cred că acoperă toate costurile, acum nu știu, nu mă pricep foarte bine la cifrele acestea, dar poți să ne spui câteva cuvinte despre fi de 10. Îmi place foarte mult titlul. Toți suntem de 10 și toți copiii, eu cred că sunt de 10, dacă în viața lor întâlnesc oameni, profesori, dascăli, cum îi spunem, oameni, da? Oameni cu inimă, cu pasiune, cu dragoste pentru copii. Fii de 10, te rog, spune câteva cuvinte. Sunt foarte curioasă. Pentru organizația noastră, de fapt, orice sumă este importantă, fie ea cât de mică. Și cumva este baza hub-ului nostru de educație digitală. Cumva prin această platformă elevul își va putea crea contul, platformă pe care dorim să o implementăm în unitățile de învățământ preuniversitar și care să conțină mai multe module, de la catalogul electronic până la partea de predare-primire teme, feedback anonim de la elev către profesor, un instrument de pregătire pentru examenele naționale, pregătire pentru clasă și chiar avem o idee, într-adevăr costă 1000 de euro tot proiectul, însă îl luăm pe bucăți și ne dorim chiar să dezvoltăm un modul asemenea platformei de socializare. Adică vedem unde elevul nu are cunoștințe destule sau unde necesită practică și apare într-un newsfeed. Am unde înțeles. Ar putea să repete și să acumuleze mult mai multe informații, dar nu e vorba doar de educație formală, ne dorim să includem și educație non-formală. Am înțeles. Și dacă un elev deci este în situații de corigență, ca să iau un caz concret, așa să înțeleagă toți, el ar putea pe această platformă fi de 10 să interacționeze cu cineva, cu un alt profesor sau să îi se răspundă la întrebări dacă nu știe anumite probleme, eu știu, să le rezolve sau ar putea să vadă anumite filmulețe și pe baza acelor videouri să poată rezolva anumite teme? Cum v-ați gândit la platformă? Sau încă este în construcție, așa înțeleg, doar în mintea voastră. Platforma este în continuare în construcție. Sperăm că anul acesta să lansăm catalogul electronic cu modulul de predare-primire teme. Catalog electronic care este acceptat de cât mai multe școli, să fim sinceri. Și pentru că este o platformă gratuită, considerăm o aplicație resursă foarte importantă. Cumva ne dorim ca elevul să poată accesa filmulețe explicative la finalul lecției, să dea și un quiz în care să poată să vadă punctajul obținut și da, ar putea ajuta și în situațiile de corigență. Da, eu aici mă gândesc pentru că nu toți copiii care sunt în situații de corigență sunt neapărat din cauza lor. Da, sunt vari motive. Eu cred că toți copiii trebuie să termine școala, măcar cele 10 clase, și trebuie să-i ajutăm, mai ales în 2022. Foarte frumoasă ideea de platformă. Poate nu ar fi singura, e bine să fie cât mai multe și nu se știe, poate din telespectatorii noștri, cei care vor să vă ajute, pot investi în această platformă educațională. Avem un cod de reducere, codul care poate salva educația prin tine. Sunt din ce în ce mai mult în ceață, pentru că deja e o reducere de 10% în educație, 10%, deci chiar nu știu despre ce este vorba. Este tot în cadrul platformei educaționale Fi de 10, dar e o comandă About You. La ce se referă? Că mi se pare așa și educație și cumpărături. Ce ați îmbinat acolo? Știm că tinerii, în special domnișoarele, sunt pasionate de shopping, acum și shopping online pe About You. Și dacă utilizează codul nostru de reducere, CS-4Q2URU, obțin o reducere de 10%, iar cei 10% de fapt sunt în beneficiul platformei Fide 10. Adică About You ne donează 10% din comanda persoanei respective. Am înțeles. Foarte interesant. Eu te-aș întreba, Cosmin, există astfel de... Nu, platforme există, dar dacă sunt corelate cu zilele noastre, adică cu piața muncii, cu aceste cumpărături, educația și viața de zi cu zi, mă înțelegi? Nu știu dacă există în alte părți ideea. Nu știu dacă există în străinătate, eu nu am auzit, cel puțin. About You, cel puțin în țările care activează, are o platformă de crowd shopping și în toate țările în care activează are această platformă prin care o organizație și nu numai poate să-și înscrie o cauză pentru care luptă și cu acest cod de 10% să obțină fonduri.
În schimb, educația o găsim în fiecare zi, în orice lucru pe care îl întâlnim și cred că este important să investim orice sumă pentru ea și să investim în propria noastră educație. Așa este. Din punctul tău de vedere, așa este. Educația este în fiecare zi. Din păcate, educația este cenușăreasa. Eu așa îi spun, din păcate, în România, pentru că noi cu toate că o vedem la orice pas, ea încă este cenușăreasa. Da? Nu se investește atât de mult pe câte nevoi sunt în fiecare școală, în fiecare comunitate. Bun, dar vorbim de lucruri pozitive, cum am zis la început. Ce facem, ce vom face? Ce își propune comunitatea ONED România să facă pe viitor? Aveți foarte multe proiecte aici, nu știu, alege tu câteva. Avem 6 direcții de acțiune, fiind de 10 care este momentan în construcție și avem un obiectiv de 30 de școli. Iar ca număr de elevi am dorit minim 18.000 de elevi pe platformă, am aproximat undeva la 600 de elevi per școală. De asemenea avem și platforma Digitalizăm România, care ar fi o platformă de educație civică și nu numai, ar fi mai multe campanii în zona asta de educație și mediul ONG pe Digitalizăm. Ar fi prezente soluțiile digitale, propuneri tuturor de soluții digitale, soluții din care noi ne dorim pe viitor să selectăm și să începem să le implementăm, dar și petiții inițiate către instituțiile statului în zona asta de soluții digitale. Și chiar avem anul acesta, în perioada 11-13 martie, un eveniment, se numește Hack Eduro, prin care dorim ca echipe de elevi să dezvolte soluții digitale, iar împreună cu noi chiar să le implementăm. Am înțeles, foarte interesant și dacă e așa rapid anul acesta, văd că sunteți rapizi așa în tot ce vreți să faceți. Fii de 10, gala educației. Bravo, mă bucur. Numai că am observat ceva interesant acolo. Inspectorul smart. Lucrul ăsta, cele două cuvinte alăturate, eu nu le-am văzut până acum. Ce este inspectorul smart? La ce se referă? Este o aplicație prin care elevii pot raporta probleme pe care le întâlnesc în școala lor privind digitalizarea, pot pune nevoi ale școlii și de ce nu, cu sprijinul nostru, să putem solicita investiții în școala aceea. De cele mai multe ori, din fericire, acum în prezent mai avem câte un laptop, câte un videoproiector în școli, mai ales de când cu pandemia, însă ne dorim să digitalizăm mult, 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 mult. Așa, și aici avem, aș vrea să arătați din nou, avem datele de contact, mulțumesc tare mult, telefonul, website-ul de la voi și e-mailul tău, da, și secretariat@onedu.ro. Avem datele de contact ale voastre, dacă cineva își dorește ca să ia legătura cu voi, cu tine, Cosmin, da, Andrei și bineînțeles cu colegii care sunteți în această comunitate ONED România, puteți ca să apelați cu încredere. Cosmin, ești foarte deschis și mă bucur tare mult că ai venit în emisiune. Te-aș mai întreba doar de gala educației, când va fi această gală, că nu este anul acesta și cred că ați nominalizat-o pentru 2023. Vă doriți așa o gală mai mare, fizic? De fapt, mai multe gale mai mici. E vorba de un proiect național prin care dorim să încurajăm tinerii să devină lideri în comunitatea lor și să premieze comunitatea lor, adică obțin o licență de la noi, iar ei pot organiza și, bineînțeles, îi sprijinim pe tot parcursul organizării. Vor organiza o gală a educației gălățene, clujene și așa mai departe. Pregătim un nou rebranding și zona de categorii de premiere și, de asemenea, cumva ne dorim să readucem din nou la un loc comunitatea, mă rog, fiecare comunitate educațională din fiecare județ. Da, foarte frumos. Eu nu știu când a trecut aproape o oră. Mulțumesc tare mult, Cosmin, că ai venit în această emisiune. Eu te mai aștept. Cred că și telespectatorii sunt foarte interesați să audă noutățile organizației pe care tu o conduci, ONED România, la nivel național. Mulțumim din nou doamnei învățătoare, Oana Doina, și tuturor profesorilor care au contribuit la educația ta de-a lungul timpului. Eu îți urez succes la examenul de bacalaureat
bacalaureat pe care îl vei avea anul acesta. Sunt sigură că te vei duce la o facultate acolo unde îți dorești tu și sperăm să te întorci în Galați și să-ți pui în practică toate ideile acestea minunate. Mulțumesc tare mult, Cosmin! Mulțumesc și eu! Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea de azi, părți atât de pozitive pe care le-ați văzut și tânărul acesta atât de entuziasmat pentru a schimba ceva în educația din România. Vă aștept și în alte emisiuni. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. La revedere! La revedere!